Invit alături de mine o distinsă doamnă, o doamnă care nu mai are nevoie de nicio prezentare, doamna Andaluzia. Pe doamna Andaluzia Luca o cunosc din perioada când dumneai a fost viceprimar al municipiului Tulcea. În calitatea mea de polițist local, vreau să vă spun că nu am simțit niciun moment că am avut în fața mea un șef, ci am avut o colegă. Am văzut un om modest, un om dedicat, un om care a fost mereu în slujba cetățenilor, pe care nu i-a dezamăgit niciodată. Mai mult decât atât, doamna Andaluzia a dorit să suporte, așa cum a spus și domnul primar Tocea, o parte din cheltuielile care au fost cu această carte. Îi port o stimă și o considerație deosebită și o admir foarte mult, va rămâne tot timpul în inima mea. Dimineața, pentru că Laurențiu, așa cum a spus, era la acel moment când lucram în primăria municipiului Tulcea la de serviciu și fiecare dimineață o începeam când era și Laurențiu, dar și ceilalți colegi. Bună dimineața, să aveți o zi bună, cu zâmbet pe buze și era un elan. Și primeam câte o bombonică câteodată la asta că vreau ca și azi să se înducească. Sunt foarte încântată că particip în această seară alături de dumneavoastră. I-am urmărit postările lui Laurențiu pe social media, vă spune domnul primar. I-am mai dat și eu like-uri, că se poartă lucrul acesta. Nu a fost printre cei care l-a încurajat să scrie un volum, dar m-am bucurat foarte mult când m-a contactat și mi-a spus despre lucrul acesta. Iar în ceea ce privește pe Gabriel, să știți că eu v-am iubit foarte mult, fără să vă cunosc, doar din ceea ce Gabriel povestea despre dumneavoastră, doamna profesor. Multe felicitări și la mai multe să fie. Mulțumesc! De asemenea, în aplauzele dumneavoastră, invit o altă doamnă distinsă a municipiului nostru, doamna Valeria Hoge. Nu era să le invite pe domnul. Da. Vreau să spun următorul lucru. Doamna Valeria Hoge m-a sprijinit, așa cum a putut însă mai bine, prin relația pe care a avut-o pe editura Exponto din Constanța. Doar datorită dânsii această carte a ieșit în timp util. Și iată că acest moment, această lansare de carte, a fost făcută la momentul dorit. Acest lucru înseamnă foarte mult, pentru că din discuțiile avute cu cei de la editura Exponto din Constanța, volumul de muncă este foarte mare. Și eu consider că intervenția doamnei Hogea chiar a contat. Îi mulțumesc foarte mult. Ce pot să spun? Laur, te fericit pentru că este un mare curaj că scrii. Eu când am publicat, mi s-a spus ce curaj că a avut să scrie. Tu chiar ești talentat și vreau să vă spun că Laur nu este numai un om care iubește oamenii. Este foarte iubit de oameni și el, prin felul lui de a fi și prin... Are o om de caracter, are o poezie pe care vă rog să o citiți, om de caracter, care cred că îl definește. Te felicit și scriem mai departe, nu? Da, și puteți să spuneți că luna viitoare... Așa, asta vreau și eu. Aveți și dumneavoastră un roman care așteaptă. Okay. Da, deci spre finalul lunii iunie voi lansa cel de-al doilea volum al meu, proză, un roman, ca și primul, un roman de dragoste, dacă tot a fost vorba despre dragoste aici, și pe care vă invit să îl
lansăm împreună. Da. De asemenea, mulțumesc domnului primar Constantin Hogea. Este și profesorul, și dirigintele, și primarul Constantin Hogea, un om pe care am să-l respect toată viața și totodată este un model pentru mine. Mulțumesc! Pentru mama și tata am un mesaj. Vă acest exemplar din partea mea cu un mesaj la început de carte care spune așa. Ieri mi-ați dăruit o bibliotecă plină cu cărți. Astăzi vă doresc cu toată dragostea cea mai valoroasă carte dintre toate câte sunt. Vă mulțumesc pentru tot. De asemenea, mulțumesc părintelui Mihai Marian. Mulțumesc doamnei Elena Anastase. Să vă spun cum a sunat invitația doamnei Kalenic. Își lansează o carte, Băiatul meu de suflet, Laurențiu Blându. De asemenea, vreau să-i mulțumesc bunului meu prieten, Emin Cristi, pe care îl invit la această zi. Un băiat deosebit, pe care l-am cunoscut în urmă cu vreo 5-6 ani, pe când își sărbătorea majoratul. Și primul meu eveniment la care am mers în calitate de cameraman a fost la el. De atunci ne leagă o prietenie adevărată. A făcut un efort extraordinar ca să vină de la București astăzi, special pentru mine, pentru a ne ajuta cu sunetul, cu ambientul. Ați reținut că îl cheamă Emin. Emin. Și i-am recomandat să-și caute Veronica. Mulțumesc de asemenea editurii Exponto din Constanța, domnului Vizirianu Leonard și Raluca Buzoianu, domnul Paul Tocanie, directorul Casei Avramide, care ne-a pus la dispoziție această locație. Și tuturor celor care astăzi ați fost alături de mine, colegi de la Poliția Locală, prieteni, rude, vă mulțumesc pentru tot și pentru că ați fost alături de mine. Am încercat să vă mulțumesc.